Bună ziua, dragi cititori! Așa cum v-am obișnuit în ultimul timp, editura Herald inițiază o nouă campanie online pe calea inimii, o campanie frumoasă care va dura de pe data de 3 până pe 10 iunie. Vom vorbi alături de invitații noștri despre poezie, despre muzica sacră, despre dansul inițiatic, despre poeți, mari poeți ai lumii, gânditori, înțelepți, maestri spirituali, precum Omar Khayyam, Ibn Arabi, Khalil Gibran, Rumi. Nu uitați, vă invităm să lăsați un comentariu, un gând în subsolul acestor înregistrări pe pagina de Facebook a editurii Herald și cel mai apreciat comentariu din partea noastră va fi premiat, va fi recompensat cu o carte la alegere din această minunată colecție Înțelepciunea Inimii. De asemenea, nu uitați, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, în această perioadă până pe 10 iunie, o reducere de 40% veți găsi la cărțile din această minunată colecție Înțelepciunea Inimii. Astăzi îl avem alături de noi pe un prieten foarte drag mie și editurii Herald, este vorba de domnul profesor Teodoro Ghiondea și vorbim prima carte pe care am ales-o să vorbim în cadrul acestei campanii pe calea inimii. Este vorba despre Omar Khayyam, Caravana vieții. Omar Khayyam, 1048-1131, un mare savant, matematician, filozof, astronom și poet persan, considerat unul dintre cei mai influenți gânditori ai evului mediu. Pe tot parcursul vieții sale, Omar Khayyam a predat algebra și geometria în timpul zilei, iar noaptea a studiat astronomia. Deși la prima vedere versurile sale pot duce cu gândul la o personalitate oarecum libertină, iubitoare de plăceri, printre temele sale majore vinul, iubirea, poezia sa este mai degrabă spirituală decât hedonistă, înclinată spre plăceri. De altfel, opera khayyamiană a fost deseori interpretată greșit, autorul fiind considerat fie profetul agnosticilor și ateilor cu o perspectivă cinică asupra religiei, fie un musulman fervent și un mare maestru sufi. Domnule profesor Teodoro Ghiondea, o carte minunată, Caravana vieții, ați scris și o prefață la această carte. Omar Khayyam, un mare, mare poet și poate unul dintre cei mai cunoscuți poeți chiar în spațiul românesc, din, să spunem, din spațiul musulman, unul dintre cei mai cunoscuți poeți, Omar Khayyam. Cine este Omar Khayyam și cum își găsește locul această minunată carte, Caravana vieții, în această frumoasă colecție Înțelepciunea inimii? Cred că ar trebui să începem prin chiar titlul volumului. Viața este o caravană, este o mișcare continuă și pentru asta omul în islam este privit ca un călător continuu. Pentru asta el este și în tradiția românească considerat, bine se spune despre bărbat, că este musafir în casă. Musafirul înseamnă călător. Omul este un musafir în această creație. Și titlul este foarte bine găsit pentru că este, într-adevăr, totul este o caravană. Toată creația și tot ceea ce se întâmplă pe parcursul manifestării universale nu este altceva decât o caravană continuă. Din loc în loc știm bine că aceste caravane sau această caravană se oprea la câte un caravansarai. Admirabil descris un caravansarai românesc în Hanul Ancuței al lui Sadovean. Căci asta este. Hanul Ancuței este un caravansarai. Caravansaraiul era locul unde se întâlneau oamenii și unde apărea tradiția, unde apăreau elementele fundamentale ale cunoașterii până la cunoașterea cea mai tainică
a lumii și universului. Asta se vede și din povestirile din care este compus această operă a lui Sadovean. În această caravană a vieții, omul este un călător continuu între două clipe fundamentale, între momentul nașterii sale și momentul morții sale. Totul se derulează în această moarte amânată, care este viața lui. Viața lui este o moarte amânată, în sensul că germenele dispariției lui din lumea aceasta se instituie chiar în momentul în care el, ca acea părticică mică, cum spune Coranul, acea sămânță din care apare și s-a fixat în lăuntru mamei sale, din momentul acela începe numărătoarea inversă. Omar Khayyam este un poet cu totul special. Și de ce este un poet special? Pentru că noi europenii avem o experiență unică citind poezia lui Omar Khayyam. Nouă ne sună foarte adesea, și aici este o mare, mare confuzie, ne sună ca un poet gen Anacreon, dar este vorba de cu totul altceva, deși sunt sigur că nici Anacreon nu este înțeles așa cum trebuie astăzi. Poezia greacă veche rămâne cu taina ei deosebită. Sunt puțini cei care mai pot pătrunde astăzi, chiar în mediul universitar, într-un Pindar sau alți mari poeți vechi. E foarte greu de reconstituit. Arheologia spirituală e mult mai dificilă decât cea istorică. Omar Khayyam este un poet al a ceea ce s-ar putea numi, poate, într-o formulă foarte simplă și cunoscută de altfel europenilor, un carpe diem. Trăiește-ți clipa. Trăiește-ți ziua. Acum, ea este înțeleasă greșit, în general, ca un fel de hedonism, așa cum ați spus foarte bine, ca un fel de hedonism care, sigur, are și el plaja lui, ca să spun așa, de semnificații, dar semnificațiile sunt minore. Acest carpe diem are un sens mult mai înalt, pentru că la Terențiu sensul lui era acela de a trăi total clipa, în sensul de a o valorifica în esența ei, și esența ei este chiar destinul uman. Trebuie să trăiești clipa și trebuie să trăiești ziua așa cum trebuie, fiecare ceas al tău trebuie să fie un drum al împlinirii destinului. Și, de fapt, asta face Omar Khayyam. Omar Khayyam, sigur, așa cum spuneți, este în planul științei, este un om absolut extraordinar. Are contribuții fundamentale la algebră. El este cel care a stabilit calendarul musulman așa cum îl cunoaștem astăzi și calendarul în general. Are contribuții în matematică și în geometrie cu totul speciale. Vă dați seama că citind poezia dintr-un punct de vedere profan, ni se pare cel puțin straniu. E o poezie aparent ușoară, o poezie așa de pahar, dacă vreți, mai simplu spus. Lucrurile, în schimb, nu stau așa, pentru că ceea ce noi considerăm astăzi a fi literatură, nu era o simplă literatură în sensul obișnuit al termenului. Și anume, toți poeții aceștia, Hafiz, Baba Taher, Sadi, Rumi, nu mai spun, Shabestari, Hafiz și așa mai departe, toți sunt poeți în măsura în care poezia, poezisul, cum îl numeau grecii și cum îl înțelegeau grecii vechi, era o limba zeilor. Poezia nu este o artă, cum să spun, distractivă. Nu este un exercițiu pur și simplu stilistic. Este un adevăr care se poate rosti în anumite limite și cu anumite sensibilități și o anumită sensibilitate, pentru că sunt lucruri dincolo de lumea văzută care nu pot fi exprimate pur și simplu. Și atunci ai nevoie de un instrument foarte, foarte subtil, care să spătrundă inima în toate cele patru învelișuri ale ei, ale acestui centru al ființei umane. Mă refer la sufism, mă refer la tasawuf.
toți au fost practicanți tasaui, în sensul că toți au fost pătrunși de doctrina sufită. Nici nu se poate altfel. Același lucru se întâmplă în toate culturile lumii. Nu este numai în islam lucrul acesta. Gândiți-vă numai la poezia japoneză, care este de inspirație zen, poezia chineză, da, și poezia medievală europeană. Nu era o poezie de distracție, nu era o poezie, nu era un exercițiu stilistic. Nu era doar o dezvăluire sau o înșiruire de stări psihice, pur și simplu. De ce? Pentru că arta este ceea ce spune chiar numele ei, rădăcina lingvistică din care se trage, și anume din sanscritul rit. Arta este un rit, este un ritual. Gândiți-vă că Eschil, Sofocle și Euripide n-au scris piese pentru că, mă rog, au inventat ei teatru. Piesele lor, dramaturgia ce era o dramaturgie sacră, era o hierodramaturgie. În anumite momente se jucau aceste piese. Era o reluare, o revenire a tuturor temelor care erau cuprinse în mitologie, în tot ceea ce însemna doctrină, în ritual chiar, și asta știm din textele vechi. Prin urmare, Omar Khayyam, de fapt, asta face, și temele mari ale lui Omar Khayyam, temele principale, cel puțin chiar cele vizibile, nu? Sunt două în principal. Este vinul, cupa și vinul, și timpul care curge, vremelnicia acestei lumi. Lumea noastră este trecătoare, nu este singura lume. Faptul că poetul cheamă moartea de nenumărate ori, o cheamă într-un mod cu totul special, ca pe o iubită. Bătrâna doamnă, care este cea care face trecerea noastră în lumea cealaltă, este o prezență extrem de puternică. Pentru asta există o adevărată poezie a nopții. Noaptea este identificată cu această pătrundere într-o altă lumină, într-o lumină cu totul subtilă, care din lumea noastră pare a fi un întuneric, dar nu este un întuneric, este o virtualitate pe care femeia o are în consistența ei, ea fiind, de fapt, recipiendarul pentru tot ceea ce înseamnă umanitate. Prin urmare, poetul care cântă așa de des, atât de des, aproape în continuu, nu? Cupa și vinul, sunt două lucruri care trebuie să înțelese în sens cu totul spiritual. Cupa este un conținător, cupa este ceea ce este profetul Muhammad, pentru că vorbim de islam. Este ceea ce este profetul Muhammad. Profetul Muhammad este o cupă, o cupă tradiției primordiale, în care coboară vinul adevărului, al iubirii, al generozității lui Allah. Despre asta este vorba. Atunci când cântă cupa și vinul, este pregătirea lui pentru o stare specială în care luciditatea aparent profan dispare prin consumul de vin, prin consumul vinului dispare, s-ar spune, luciditatea, dar este vorba de căpătarea unei lucidități care este dincolo de ceea ce înțelegem noi luciditate. Adică acest vin, care este o lumină lichidă, care este o cunoaștere lichidă, pătrunde în individ, pătrunde în poet și deschide un orizont care pentru noi este oarecum o zonă interzisă, ci care nu avem preocupări și nu avem această educație spirituală pe care o au poeții, pe care am amintit mai înainte. Eu aș spune, cer scuze, aș spune că este și o, de fapt asta este, nu, și este o viziune metafizică asupra celor trei teme, le-aș numi eu, pe lângă vin și timp și iubirea, pentru că iubirea la Omar Khayyam este o imensă suferință, o adâncă și înaltă durere pe care o simte în fiecare părticică a ființei sale, iar acestea, așa cum spune doctrina, vor mărturisi în fața lui Dumnezeu în ziua învierii și a judecății. Deci nu vorbim
neapărat despre latura aceasta erotică, despre eros sau despre vin și timp ca pe ceva. Deci el dă o latură pur metafizică celor trei concepte, celor trei teme ale operei sale. Sigur că da. Ceea ce ați citit dumneavoastră, eu am scris pentru că problema iubirii este unanimă în toată literatura sapiențială islamică și nu numai, dar în cea islamică în special. De ce? Pentru că iubirea constituie motivul principal al creației. Versul coranic este foarte clar. Eu am creat lumea, spune Allah, am creat lumea și i-am creat pe jin, pe duhuri și pe oameni, numai pentru ca ei să mă laude, să mă adore. Această adorație, gândiți-vă la cuvânt, așa cum provine el din latină, nu? Adorațiu. Adorațiu. Nu? Adică a mărturisi, a mărturisi verbal, da? Este o rugăciune, adorația. Adorația nu se bazează pe obișnuința mea de a-L ruga pe Dumnezeu ceva anume. Nu. Nu este o rugăciune de cerere. Adorația este o rugăciune existențială, adică nu poți exista în afara adorației față de Dumnezeu. Asta spun toți sufiții. Și în toate versurile, în toate catrenele lui Omar Khayyam, Dumnezeu este prezent prin asta. Este o adorație care de multe ori este atât de mare, este atât de intensă, focul este atât de răvășitor și de pustiitor, încât parcă simți un fel de revoltă a lui, că nu poate mai mult să adore pe Dumnezeu încât să ajungă la Dumnezeu, să ajungă lângă tronul lui Allah. De aici provine suferința iubirii. Pentru asta am și scris acele cuvinte, că într-adevăr iubirea la Omar Khayyam este o suferință imensă cu fiecare parte, cu fiecare părticică a ființei lui. Iubirea aceasta despre care Dante, cum bine știți, spunea în finalul operei lui magistrale, nu, Divina Comedia, că iubirea este cea care mișcă soarele și celelalte stele, este motivul creației, dar vreau să spun că această latură a lui Omar Khayyam, această inteligență cu totul ieșită din comun, mă refer în domeniul științei, în primul rând, provine de la un mod înțelept de a vedea lucrurile, nu de la un mod inteligent de a vedea lucrurile. Vedeți? Adorația are ca fruct înțelepciunea, nu inteligența. Diferența inteligență și înțelepciune o știm deja, de atâtea ori am vorbit despre tradiția, de exemplu, cabalei, încât diferența între Ohmach și Binah am evidențiat-o de nenumărate ori. Această înțelepciune a omului este, în primul rând, trebuie să fie iubire și deși spune că începutul înțelepciunii este iubirea. Ori iubirea este o frământare interioară, este o pulsiune interioară totală, existențială, care îl împinge pe poet la gesturi pur și simplu rituale. Cupa de care vorbește Omar Khayyam, vinul care îi se toarnă, iubirea care se toarnă în el, pentru că acea cupă nu este decât inima lui. Spunea foarte frumos un maestru, un mare maestru, a întrebat un olar de ce, care și el, olarul, era și el, bineînțeles, un mare maestru, l-a întrebat de ce faci din lut numai cupe și nu faci inim? Iar olarul îi spune, ceea ce vezi tu nu sunt cupe, sunt inimi care așteaptă să curgă în ele vinul cunoașterii și vinul iubirii. Deci, dacă el cântă atât de des vinul și cupa aceea care se răstoarnă și chiar la un moment dat are o imprecație, așa, îl ceartă pe Dumnezeu pentru că i-a răsturnat cupa de vin, da? Sigur, toate acestea au semnificații profunde și
Gândiți-vă că dacă l-am considera așa de exterior și profan pe Omar Khayyam, haideți să ne gândim la epoca în care a trăit, dacă și-ar fi permis asemenea sensuri care sunt aparente pentru noi, vă dați seama ce soartă ar fi avut, că n-ar fi fost primul crucificat. Au fost încă atâția, începând cu celebrul Al-Halaji, dar mai sunt și alții, bineînțeles, Sohravardi cel tânăr și așa mai departe, care au fost tot așa crucificați pentru faptul că au dezvăluit stări foarte înalte, supraindividuale, pe care oamenii de rând nu trebuie să le audă exprimate. De ce? Pentru că știm foarte bine calea strâmtă pentru cei care nu sunt calificați poate fi letală. Îi distruge pur și simplu, neputând să înțeleagă ce se întâmplă. Această revoltă aparentă față de creatorul lui Omar Khayyam este un elan interior absolut unic. Atât de tare este acest elan, atât de puternic, atât de intens este acest elan, încât totul este nimic. Și dați-mi voie să vă citesc un catren în care să vedeți că totul este nimic. Felul cum scrie stilul lui Omar Khayyam este un stil destul de greu de înțeles. Pentru că, în general, avem tendința de a ne opri la prima lectură. Uitați cum spune. Ce oare câștigat am pe acest pământ? Nimic. Și ce mi-a dus vremea după atât frământ? Nimic. Sunt facla desfătării stinsă de un vânt? Nimic. Sunt cupa lui Jamshid, dar când se va fi frânt? Nimic. Vedeți, repetarea aceasta de 4 ori al acestui nimic este ca o suprimare a întregii creații în fața lui Dumnezeu, în starea lui de adorație pe care o are. Totul este nimic și el este nimic până la urmă. Pentru că spune versul coranic foarte clar, totul va pieri în afara feței sale, adică în afara feței lui Dumnezeu. Și lucrul acesta, acest vers coranic, se conjugă minunat cu un alt verset coranic impecabil, de la Allah suntem veniți, la Allah ne întoarcem. Ori el asta face, toată iubirea lui și toată frământarea lui Omar Khayyam este această întoarcere la Allah, pentru că întoarcerea nu mai trebuie să se facă sub această formă de nimic. Nimicul rămâne în urma lui. El devine totul prin această unire cu el. Este o dorință și este o iubire față de Dumnezeu care e greu de înțeles, greu de acceptat, greu de, cum să spun, de interiorizat pentru un european, dar din punct de vedere al întregii doctrine sufite, este o modalitate, hai să-i spunem, umedă, așa într-un sens alchimic. Aceeași modalitate umedă o are și Jalaluddin Rumi. Este la fel de, tot pe bază de, sigur, el fiind numit și Sultanul Iubirii, Jalaluddin Rumi, despre care vom vorbi altă dată. Este foarte interesant cum pătrunde în inima lui, pentru că vorbește de inimă și de cupă. Cupa lui, cupa în care se toarnă vinul lui Omar Khayyam, este inima lui pe care el o scoate și așteaptă să-i se toarne în ea oricine este paharnicul cel mare. Este însuși Dumnezeu care îi toarnă în inimă, nu? Inima aceasta este interesant că Ibn Arabi, de exemplu, vorbește despre inimă ca fiind o realitate cu patru învelișuri. Așa, cum să spună, cum sunt foile la ceapă, știți? Se conțin una pe alta. Există o iubire
care se manifestă ca un eros, ca simplu eros. Și aceasta este iubirea lui Sadră, a iubirea pieptului. În interiorul pieptului se află inima, kalb. Acolo unde această cupă așteaptă ca vinul care se scurge din piept, din Sadră, acolo în cupă să fiarbă, să-și găsească chintesența ca să poate să curgă în interior mai departe, în cel de-al treilea strat, care este fuad sau adâncul inimii. În adâncul inimii, de exemplu, se găsește cămăruța aceea de care vorbește Chandogya Upanishad, în care se află prezent Brahma. Acolo, în adâncul inimii, s-a creat esența, alcoolul. Știți că, de fapt, cuvântul este de origine arabă. Alcoolul, adică este esența acestei băuturi, esența acestei limfe vitale existențiale. Și al patrulea și cel mai tainic, care de fapt nici nu-i aparține omului, ci în care prezența lui Dumnezeu este extrem, extrem de puternică, se numește lup sau sâmburele. Se întâmplă cu el ce se întâmplă cu un discipol care îl întreabă pe maestrul său care este temeiul creației, pentru că nu înțeleg de ce există. Și atunci maestrul îi spune: adu-mi o curmală. Și el vine cu o curmală și spune: taie curmala în două. Și el taie acea curmală în două și găsește sâmburele. Și spune: o, deci sâmburele este, da? Mai stă puțin discipolul și întreabă: da, și sâmburele de unde? Păi taie și sâmburele, taie și sâmburele. Și ajunge la miez. A, deci din miez este. Bine, da miezul. Și maestrul îi mai spune încă o dată: mai taie încă o dată. Mai tăi încă o dată și nu mai găsește nimic. Exact nimicul lui Omar Khayyam, pe care l-am citit adineauri. Și spune: cum, dar nu mai e nimic. Și maestrul îi spune: ăsta este temeiul creației, căci ea nu e nimic. Exact ceea ce spune și Omar Khayyam, nu, în versurile pe care, în catranul pe care l-am citit. Să știți că toată această frământare pe sute de catrene este o, până la urmă, o practică spirituală pe care el o conduce cu o precizie, nu, matematică, cu o precizie, cu o tehnică cu totul deosebită, pentru că e foarte greu de stabilit astăzi. Ele n-au fost păstrate, catrenele, în ordinea în care el le-a scris. Ele au fost așezate de cei care au cules catrenele așa cum, mă rog, s-a priceput fiecare. M-am gândit de foarte multe ori, ore întregi, poate, care ar fi adevărata ordine a catrenelor, pentru că acolo este un drum. Acolo este caravana, nu? Care a mers prin fiecare caravansarai și unde în fiecare caravansarai el s-a oprit, a întins cupa și a întins inima și Dumnezeu i-a mai turnat încă o cupă de adevăr și de iubire. Această neputință de a despărți iubirea de cunoaștere, și nu numai că e o neputință, este o neputință dată de Dumnezeu ca să nu despărțim iubirea de cunoaștere, își are temei în faptul că iubirea este o formă, este o formă intermediară de cunoaștere. Este o formă specială de cunoaștere. Gândiți-vă că chiar iubirea, spunea Platon foarte frumos în dialog, nu? În banchetul Socrate, întors din peregrinările lui și întâlnind-o pe Diotima din Mantinea, Diotima din Mantinea îi spune un lucru cutremurător pentru noi astăzi. Îi spune textual: cât și iubirea fizică între bărbat și femeie, Socrate, este un lucru divin. Ceea ce înseamnă că din lumea veche, deci cu vreo 1000 de ani înainte de Omar Khayyam, gesturile noastre, gândurile noastre, vorbele noastre, toate erau sacre. Ele aveau o semnificație. Tot ce există, există prin voia lui Dumnezeu. Și atunci,
Sigur că trebuie să abordăm poezia, catrenele acestea, dintr-o altă perspectivă. Putem să înțelegem și ceva mai simplu lucrurile, dar într-adevăr, ca să ajungem, să mergem odată cu caravana cu care merge Omar Khayyam, și ăsta este și sensul volumului, nu? Să mergem odată cu el, trebuie întotdeauna să fim centrați pe adevăr. Ori adevărul, ca să pătrunzi în el, trebuie să-l iubești. Și poți să iubești nu ceea ce cunoști, pentru că marea întrebare pentru un european în contactul lui cu poezia sufiță și cu poezia orientală este că înțelege greu ce înseamnă cunoaștere. Nu este vorba de cunoașterea distinctivă, nu este vorba de cunoașterea discursivă, cea logică. Nu, logica, inima are o altă logică care se numește rigoare absolută și care nu are legătură cu exactitatea și nici cu silogismul logic. Inima pătrunde direct în adevăr și ea poate să pătrundă direct dacă acele coji în care ea este prinsă se înmoaie, ard, se transformă în cenușe, și pentru aceasta spuneau europenii vechi, cei care practicau medieval, pardon, care practicau alchimia, dar și în vechime și în antichitate, spuneau: nu disprețuiți cenușile. Pentru că în cenușă se află ceea ce rezultă din acea ardere extraordinară, care vedem că la Omar Khayyam ajunge într-adevăr la o intensitate și la o combustie cu totul specială. Aș vrea să încheiem tot cu un catren. Am găsit unul foarte, aș spune eu, sugestiv, apropo de discuția noastră. Caravana vieții ca în magie trece, prinde clipa care în bucurie trece, nu-ți face griji pentru prieteni și-a lor soartă, adun cupa, noaptea de beție trece. A fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea, am vorbit, și vă mai arăt încă o dată la cameră, am vorbit despre Omar Khayyam, Caravana vieții, un volum de catren, un volum extraordinar pe care vi-l recomandăm cu drag. Nu uitați, până pe data de 10 iunie, intrând pe site-ul editurii Herald, în cadrul campaniei Pe calea inimii, găsiți cărțile din această colecție minunată, Înțelepciunea inimii, cu o reducere de 40%, și bineînțeles, dacă v-a plăcut discuția noastră, nu uitați ca în urma acestei înregistrări postate pe pagina oficială de Facebook Herald să lăsați un comentariu, un gând, o întrebare pentru domnul profesor Teodoru Ghiondea, la care noi vă vom răspunde, iar cel mai interesant comentariu va fi răsplătit, va fi premiat cu o carte la alegere din colecția Înțelepciunea Inimii. Noi ne dăm întâlnire data viitoare, tot alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea, vorbind despre un alt volum din această colecție Înțelepciunea Inimii. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!